Extraordinara Consiliului Local din luna februarie, o ședință convocată datorită unor proiecte care trebuiau neapărat votate. Și mă refer aici în special la punctul 3 și punctul 4. Sigur că și proiectul de buget privind aprobarea bugetului local pentru 2020 este o prioritate. Spuneam că punctul 3 și punctul 4, vineri voi fi la București, suntem în Comisia Tehnică Economică a Companiei Naționale de Investiții și aceste hotărâri trebuie să fie bine la București. Îl rog pe domnul președinte de ședință să dea citire la ordinea de zi și să intrăm pe fapt. Vă mulțumesc, domnul deputat, bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 12.02.2020. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? 14 voturi pentru. Doamna doctor Pops este lipsă. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Termănești. Domnul de primar, pardon. Da, am să fac o scurtă prezentare a proiectului de buget privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, după care am să o rog pe doamna contabil și o prezent aici să ne facă, sigur, câteva precizări de specialitate. În primul rând, aș vrea să vă spun că am gândit un buget pentru 2020 axat pe investiții și aveți listele de investiții atât din sursa A cât și din sursa E și cred că ați văzut că sunt foarte multe proiecte care sunt noi pe lista de investiții. În al doilea rând, aș vrea să vă fac câteva remarci legate de sumele pe care noi le aruncăm în 2020. Valoarea investițiilor în 2020 se ridică la 17.256.000 lei sau altfel tradus 172 de miliarde de lei vechi. Să avem o dimensiune a investițiilor din 2020, am să vă fac o comparație cu perioada 2012-2015. În perioada 2012-2015, în orașul Dărmănești, au fost dirijați bani spre investiții sau, altfel spus, total investiții 8.402.000 lei, adică 84 de miliarde de lei vechi. În cei 4 ani de zile s-au investit 84 de miliarde și aici incluzând toate proiectele cu fonduri europene, naționale, tot ce a fost cu grădiniță, cu centru de zi, cu crâus sau drumul Schendre și așa mai departe. Deci, țineți minte, în cei 4 ani de zile s-au investit 84 de miliarde de lei. Comparativ, în 2020 avem 172 de miliarde. Adică în 2020, sumele pe care doar în anul 2020, sumele sunt 172 de miliarde, adică dublu decât s-a investit în cei 4 ani din mandatul anterior. Asta, am făcut precizarea asta ca să înțelegem, pentru că am văzut câteva remarci și în special la colegii de la PSD, cum că noi ne-am permite să cheltuim bani pe lucruri inutile. Vreau să vă dau și procentual, să înțelegeți ce înseamnă procentual. De exemplu, în anul 2020, din total venituri pe care noi le colectăm din taxe și impozite, 57,31% din acești bani se duc spre investiții. Și diferența de 42,7% sunt cheltuieli de funcționari. Cred că știți că bugetul unei instituții de genul nostru, OAT-ul, este format din bugetul de funcționare și bugetul
de investiții sau de dezvoltare. Și am să vă dau un exemplu. În anul 2013, 9,9% din total buget s-au dus spre investiții și restul au fost pe cheltuieli de funcționare. În 2020, 57,3% din taxele și impozitele pe care noi le colectăm se duc spre investiții și spuneam 42,7% spre cheltuieli de funcționare. Deci viziunea noastră a fost reduce cheltuielile de funcționare unde, sigur, lucrurile nu se văd, sunt cheltuieli de funcționare și acolo de cele mai multe ori se sifonează bani și să investim în localitate. Din cauza acestei viziuni de a schimba centrul de greutate a modului cum se cheltuie bugetul, reușim să investim 172 de miliarde în străzi și așa mai departe. Deci v-am dat comparativ, să aveți câteva date, să știți că ne interesează în primul rând investițiile în localitate și nu altceva. Și am să vă mai spun, dacă în perioada 2012-2015 spuneam că în localitate s-au investit 84 de miliarde de lei vechi, în perioada 2016-2020, 356 de miliarde de lei vechi. Deci, asta este dimensiunea de 4 ori și ceva au crescut investițiile în comunitate. Am să, înainte de a da cuvântul doamnei contabil șef, am să vă mai spun un lucru. Sigur că nu am beneficiat în toți acești ani de sprijinul Consiliului Județean și dacă legea nouă ne spune că există un fond la dispoziția Consiliului Județean care este format din 6% impozitul pe venit la care contribuie și cetățenii din orașul Dornănești, în proiectul de hotărâre a Consiliului Județean de săptămâna trecută, conform acestui algoritm de calcul de 6%, primăria orașului Dornănești vrea să primească 541 de lei, adică 5.441.000 de lei. Sigur că, și aici rog colegii de la PSD, eventual pe linia pe care au să discute cu conducerea partidului, în urma hotărârii de Consiliu, ni s-a alocat 0 lei. Și vă rog să vă uitați, este vorba de anexa numărul 23 la hotărârea Consiliului Județean, o găsiți până din data de 7 februarie, iar la poziția Dărmănești, 0 lei. Deci aveam de 541 și sigur că ni s-au tăiat și acei bani. Asta ca o remarcă. Da, întrebați dumneavoastră motivul, că sunt colegii de asta. Da. Dar de când e mici hotărârea? O să aveți toate datele din 7 februarie. 7.02. Aș vrea să vă mai fac câteva precizări legat de lista de investiții. Sigur că cele 172 de miliarde sunt, vorbesc doar de banii pe investiții, sunt alocați pe atât pe sursa A, cât și pe sursa E și urmăresc dezvoltarea comunității noastre. În primul rând, dacă vă uitați la sursa A de investiții, pe anul 2020, avem lucrări noi și scrie acolo achiziție programe informatice. Vă spuneam de anul trecut că am schimbat total sistemul de informatic pe care îl avem la dispoziție, pentru că vechiul sistem avea câteva lacune, nu era updatat la noua legislație și sigur că aveam câteva probleme pe care nu le puteam duce la bun sfârșit, că nu, sistemul nu ne permitea. Lucrări în continuare, vedeți că avem acolo creșterea eficienței energetice a blocurilor, este un obiectiv pe care îl avem în curs de execuție, vorba de școala de la Lapoș, termen de finalizare în luna mai 2020. Se lucrează intens acolo, sursa de finanțare, fonduri externe. Am spus noi că trebuie să, tot pe lista de investiții, să susținem învățământul și vedeți că avem previzionat bani pentru a cumpăra o centrală termică nouă la școala gimnazială numărul 2. Dacă vorbim de lucrări în continuare, sigur că mai avem ceva foarte puțin, nu știu cum era acolo, de la reabilitarea spațiilor de la cabinetele medicale. La B, lucrări în continuare, avem amenajare spațiu verde tip scoare, este un proiect pe fonduri europene. Cred că
pregătit pentru lansarea licitației pentru execuție, are termen de finalizare 2020. Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice, la fel proiectul fondurilor europene, s-a terminat proiectarea, se lucrează la achiziție pentru contractul de execuție. Dacă mergem mai departe, extindere rețea de iluminat la coada lacului. Este un proiect foarte ambițios. Spuneam mai devreme 5 milioane și ceva de lei. Contribuția noastră 2.532. Începe, este un proiect multianual, dezvoltat pe 3 ani. În acest an trebuie să avem proiectarea și 31 decembrie ar trebui să avem linia de medie până la coada lacului. Extinderea rețea de gaze naturale în cartierul Lapo și Sălătruc. Vorbeam de un proiect de impact, cu impact major asupra cetățenilor, 3.223.000 de lei. Aici, mare parte, este contribuția primăriei orașului Dărmănești. Un proiect multianual se va dezvolta așa cum l-am gândit noi în 4 ani. Extindere de rețea de gaze naturale pe străzile Buciumului, Gării, Panselelor, Lalelelor și Teiului, proiect care ar trebui undeva în prima parte a anului 2020 să fie implementat, finalizat. Extindere de rețea de gaze naturale pe străzile Luncii, Primăverii și Răchitiș și de asemenea extindere de rețea de gaze naturale pe strada Trial și Fabricii. Acest proiect trebuie să fie finalizat până la 31 decembrie 2020. Am prins extinderea rețea de gaze naturale în cartierul Locu și avem câteva solicitări din partea cetățenilor. Noi am luat în calcul mai mult decât mi s-a solicitat prin acele tabele. Sigur că, la fel, noi am alocat 200.000 de lei pentru acest proiect. Mare parte din el a trebuit finalizat până la sfârșitul anului. Extinderea rețea de iluminat în cartierul Păgubeni. Avem câteva case care, la acest moment, nu au iluminat public și va trebui să o rezolvăm și problema asta. Avem planul urbanistic general care este început de anul trecut și care este în lucru și sigur că vom continua cu finanțările. Studii și proiecte la fel. Am alocat o sumă pentru noi, studii de fezabilitate, pentru că avem în analiză pe de o parte moara pe care am cumpărat-o anul trecut și trebuie să facem un studiu de fezabilitate că am identificat finanțări europene, dar avem nevoie de acest studiu de fezabilitate și imediat cum vom face studiul, vom depune proiectul spre finanțare. De asemenea, avem șoseaua de centură pentru a putea să obținem o finanțare. Avem nevoie de făcut un studiu de fezabilitate și am avut discuții deja cu firmele care fac așa ceva și am alocat și niște resurse. Sigur, continuăm cu proiectul de reabilitare a blocurilor. El este în stadiu avansat de execuție și la luna mai ar trebui să fie finalizat. Avem un proiect nou pe POIM, dacă vă uitați, 2014-2020. Avem investiții în infrastructura de apă și apă uzată. Știți că s-a mers pe partea a doua de extindere atât a rețelei de canalizare și vorbesc aici de cartierul Sărătruc, cât și a rețelei de apă și avem zone în care vom extinde rețeaua de apă și la Sălătuc, în baza acestui proiect, se va extinde și rețeaua de canalizare și aici trebuie să ne corelăm cu extinderea rețelei de gaze. Avem extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată. Este vorba de stația de epurare care trebuie să se închide în această primăvară, dar mai aveam ceva de bugetat aici. Sigur că am prins achiziția de stații de autobuz. Avem nevoie de câteva stații care să schimbe aspectul cele care le avem la momentul ăsta. Sunt depășite moral și nu numai. Lucrări de asfaltare noi. E un pachet de lucrări pe care l-am prins și venim cumva să răspundem la nevoia cetățenilor de a reabilita străzile prin asfalt. Nu am renunțat la acel principiu de a pune balast pe străzi. Lucru care s-a făcut mulți ani în urmă și s-a constatat că a fost total ineficient această poziție, această propunere. Și avem întrețineri și reparații pe strada energiei. Ne-am propus pe drumul județean să continuăm cu asfaltul de unde ne-am oprit și am spus noi aici etapa 1, de unde ne-am oprit de la Biserica de Piatră și închidem până în drumul național, obiectiv pe care trebuie să-l realizăm în această vară.
Lucrări de întreținere, reparații strada Muncii, adică asfaltăm strada Muncii din sensul Geratorului și până la gară. Lucrări de asfaltare a străzilor Petroliștilor și Ghioceilor, obiectiv pe care la fel l-am propus să-l finalizăm în acest an. Lucrări de modernizare a străzilor Poiană și Teiului, asfaltarea celor două străzi. Avem proiect, suntem în fază de licitație acum pentru execuție. Lucrări de modernizare strada Minerilor, la fel avem proiectul tehnic, am dat și hotărâre cu aprobarea indicatorilor și în acest an aș vrea pentru strada Minerilor să găsim o sursă de finanțare și deplasarea mea la București este legată și legat și de acest proiect. Întreținere și reparații trotuare și rigole. Vom veni cu, din nou cu un pachet de reparații a trotuarelor și veți vedea aici undeva 2 km de trotuar vor fi amenajați pe drumul județean de la intersecția cu drumul național. Vom veni spre Poștă cu trotuare, cu rigolă betonată și așa mai departe și vom continua spre ANL și spre energiei la deal. Avem aici șoseaua coritoare oraș Dărmănești și vă spuneam că sunt necesare câteva lucrări, inclusiv un studiu de fezabilitate. Am prins reparații capitale peste pod râul Uz, Sălătuc și vorbesc aici de acel pod de la Babei. Avem amenajare parcări trotuare zona rafinăriei 2. Trebuie să finalizăm acolo vis-a-vis de club ce am început în toamna anului trecut. Lucrări de reabilitare și infrastructură pe râul Dărmănească. Este proiect nou cu fonduri europene care este în faza de pregătire a licitației pentru execuția lucrărilor. Da? Și aici știți că anul trecut am alocat resurse pentru așa ceva. Din sursa, din excedent, deci din excedent, mergem pe lucrările de întreținere și reparație pe strada Energie 1 și aici am alocat peste 1,1 milioane lei, adică mai mult de 11 miliarde din estimările noastre se vor duce pentru a asfalta această stradă. Teiului și Poiană avem nevoie de 2.110.000 lei, adică peste 21 de miliarde ca să implementăm acest proiect și, sigur, trotuarele și rigorile. Aici avem, am făcut vorbire despre investițiile din sursa A. Da? Deci avem și o listă de investiții din sursa E. Haideți să văd acolo tot aici. Sursa E. Investiții sursa E. Sigur că avem aici amenajare, clădire, târg de animale și târg de cereale. Ați văzut că anul trecut am făcut cu oamenii pe care avem la primărie un sediu pentru piață, pentru că sunt niște condiții pe care ne le impun cei care vin și ne controlează. În sediu este făcut. Nu, acest de la ce folosește? Vă răspund după ce termin, da? Deci, acel sediu pe care l-am făcut acolo este o condiție obligatorie ca să putem să emitem o autorizație de funcționare a târgului săptămânal și a pieței, a oborului ce avem de acolo. Este condiție obligatorie. Citiți legislația și veți găsi. Trebuie să mai punem în acea construcție ceva mobilier și va fi funcțional. Achiziție, sistem de încălzire. O să punem acolo, nu știu, un sistem să asigure cât de cât de încălzire ca să nu fie problemă pe timpul iernii. Extindere rețea de apă curentă. Avem solicitări ale cetățenilor din Dărmănești să facem extindere de rețea de apă potabilă și noi mare parte din acest proiect l-am prins în Poim, doi ce am discutat mai devreme, dar punctual vom interveni și din resurse locale în acest an și am alocat 100.000 de lei pentru extinderea rețelei de apă și vorbim și pe, avem și în cartierul Josen și în Brătulești și zona energiei pe străzile lăturalnice. Am prevăzut lista de investiții în măturător stradal pentru că avem acest, mă rog, tractor ce avem noi, tractorul nou, și el poate fi dotat cu un măturător stradal în față și în zonele unde considerăm că e necesar să putem interveni și cu acest măturător stradal. Am spus noi un panou informativ. Știți că aveam înainte un panou în față în care noi puneam acolo
tot felul de dată, de sunt de primărie și așa mai departe. Un avizier ce avem, nu mai este la mod, la avizierul ăla din Ben și tu. Vom avea un panou informativ format electronic, așa se practică și toate datele, toate anunțurile vor fi în format electronic, postate acolo, inclusiv proiectele de hotărâri și așa mai departe. Și, sigur, un sistem de supraveghere video. Am fi avut nevoie de mai mulți bani aici, dar nu am reușit decât 100 de mii de lei. Sistemul de supraveghere video vine să completeze zonele în care suntem descoperiți aici și mă refer și la cartierul Vrătulești, dar nu numai în Vrătulești, vom avea și în alte zone. Și, deci, vorbesc de sursa E. Mai avem aici și o achiziție mașină pentru vindeluit. La garajul nostru sunt diverse lucrări, reparăm bănci și așa mai departe și la acest moment nu avem o mașină care să era ceva care nu mai corespundea din punct de vedere al normelor de protecție a muncii și am alocat acolo ceva bănuț, să găsim ceva care să poată să fie folosit. Sigur că vine excedentul sursei, am spus noi amenajarea clădirii administrativă și extinderea de rețea de apă, precum și sistemul de supraveghere. Am dat citire listei de investiții ca să vedeți că cei 170 și ceva de miliarde pe care i-am amintit mai devreme, 172 de miliarde, 560, care sunt dirijați spre investiții, am prezentat și listele de investiții și din acești bani, mare parte, în proporție de, cred că 80%, se duc spre asfaltări, spre extindere rețea de gaze, extindere rețea de curent și rețea de apă. Se duc spre finanțarea, cofinanțarea proiectelor europene și sigur că noi credem că mergând pe direcția de a dezvolta comunitatea, vom avea cu toții de câștigat. Dacă vă las pe dumneavoastră să faceți o comparație. Dacă vorbim de 172 de miliarde investiții doar în 2020 în orașul Dărmănești, acel miliard pe care l-ați pomenit unii dintre dumneavoastră și mă refer la finanțarea unui festival internațional, reprezintă cât la sută? Veți vedea că reprezintă foarte, foarte puțin. Vreau să vă mai spun că atunci când se gândește un proiect de buget, trebuie atinse toate componentele societății, am investit în infrastructură, în rețea de apă, în rețea de gaze, în culte, în școli, în sănătate și sigur că și cultura trebuie să beneficieze de ceva. Dacă o să o rog pe doamna... Dacă se mai deschid din linii financiar, probabil să dăm proiectul. Cu siguranță avem alocat niște studii acum, niște bani pentru studii și cu siguranță vom avea și chiar suntem foarte, foarte atenți pe orice linie de finanțare. O rog pe doamna contabil-șef să... Se poate. Haideți să, aruncat, să ne prezinte doamna contabil-șef. Niște lucruri care nu sunt... Ia spuneți ca să știu ce... Dacă ne dați voie, domnul președinte. Vă rog, domnule. Era bine să prezinte doamna contabil-șef. Nu, 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 s-a zis că în 2012-2016 nu s-a făcut nimic. Nu, nu s-a făcut. Și asta este o minciună. Deci mai ne vă să ne... Acum, dacă a început campania electorală, să ne spuneți. Deci astea sunt date. M-a spus că s-a investit 84 de miliarde. Lăsați-mă să vorbesc, că ați vorbit 10 minute, nu v-a întrerupt nimeni. Vă rog, dar fiți calm în primul rând. Păi nu și eu, și trebuie dar nu v-am întrerupt. Să spuneți domnul președinte, vă rog frumos. Dacă conduceți ședința, conduceți-o, dacă nu spuneți. Haideți, domnul Consiliu. A zis că în 2012-2016 nu s-a făcut nimic. Domnule, nu, atenție. Asta este nu, domnul consilier, vă rog să spuneți ce am spus eu. Eu am spus că în 2012-2016... 84 de milioane. 84 de miliarde, da? E doamna economistă aici, care e economistă, contabilă șefa de primărie și aș vrea să-i spun așa. 52 de kilometri, deci canalizare la Dărmănești. Cât a costat doamna? Deci proiectul de canalizare la Dărmănești, 52 de kilometri de canalizare, care s-a făcut în perioada 2012-2016. Haideți, ne răspundeți și discutăm cu cifre, nu mă. Și vă spun datele, că nu vorbesc. Mi-ați atacat, așa, și nu vorbesc. V-am spus ce ați investit păi dumneavoastră, nu, ca să aveți idee. Stația de epurare, care e proiect. Da, haideți. Nu se întâmplă, domnul Balaș. Nu se întâmplă, eu v-am răspuns o sumă. V-am întrebat o sumă, pe normal, cu putem să asfaltăm. Cele mai multe
de plăți au făcut în 2017-2018. Primăria Dărmănești. Pentru canalizare. Primăria Dărmănești avea bani în avea bani depuși 2% pe finanțare. Nu spuneți mie. Deci noi acum, dar 2%. Da, 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 2%. Deci canalizare vorbim, care nu e funcționat nici la momentul. Asta nu e vina noastră, nu e funcționat. Dar nu, 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 nu. Domnul președinte, lăsați-mă să vă spun și pe aia nu stau mult. Deci canalizare 2012-2016 pe fonduri europene 52 de kilometri. Grădiniță cu program prelungit. 2012-2016, fonduri europene. Asfaltare stradă Valea Uzului. Proiect tot în 2012-2016. L-ați terminat dumneavoastră, dar proiectul vine de atunci. Căminul la Popu. Tot în aceeași perioadă s-a făcut domnul primar. Acolo sunt. Așa. Amenajare, drum, accesibilizare, zone agricole la Schendri. Tot în aceeași perioadă. Deci haideți să nu mai... Și dacă nu, se, dacă nu era canalizare la Dărmănești, cred că nu se putea face acea asfaltare acum, în perioada 2016-2020. Nu, nu, nu. Că nu puteam să asfaltăm și pe aia să stricăm totul. Haideți să fim serioși. Dacă facem campanii, facem. Dacă vreți să aprobăm buget, bugetul, aprobăm. Dar hai să vorbim realitatea, nu numai... Unii n-au făcut nimic. Eu să vă rog, după ce termină ședința, solicitați datele de la Roma. Nu, nimic, pentru că ne-ați atacat așa, fără... Eu v-ați spus și realitatea. Da, dar eu știu, 20 de milioane de euro au fost canalizarea de Dărmănești. 1.098.50 lei s-au plătit în perioada 2014-2019, pentru că și anul trecut am făcut plăți. Cine? Din primăria Dărmănești? Din 2%? Da. A, cu finanțare? Da, 1.098.50. Dar eu vorbim de proiecte și de bani, că s-a zis acum de 176 de milioane de lei. Vreau să vă spun... Sursa de finanțare la acești bani, primăria Dărmănești nu are decât 92 de milioane, atât încasează primăria Dărmănești. Deci diferența până la 172 de milioane de bunăriere. Vă dați seama că sunt fonduri, vă dați seama că sunt fonduri. Păi nu, nu, întrebăm, că nu prea sunt. Nu prea sunt. Mai aveți de completat? Nu nimic, mulțumesc frumos. Dar hai să nu mai aruncăm cu noroi, dacă suntem colegi. Eu v-am spus să vă prezentați niște date. Și noi, dar trebuie să răspundem și noi. Mă par greu de suportat. Dar nu, ăsta e adevărul, nu. Deci nu e corect. Deci, doamna contabilă, din 17.257,60 lei, din buget local avem 9.380,10 lei și alte fonduri, deci fonduri europene și PNDL, 7.877,50 lei. Deci ați aflat sursa, domnul consilier, din cei 17,9 milioane de lei sunt din buget local, inclusiv excedentul pe care îl avem, plus diferența... 9 milioane și ceva, cât ați încasat anul trecut, doamna? Domnul, asta e o sumă estimată, nu spuneți nimic. Domnul, asta este suma pe care noi ne bazăm, nu vorbim. Da, da, da. Sigur, o proiecție, nu e o proiecție, e o proiecție a bugetului este, o proiecție. Haideți, vă rog frumos, termine doamna contabilă și după care la... Suma ședință. Corect, după ce termină de prezentat, ne scriem la cuvânt fiecare și vă rog. Bugetul se compune la partea de venituri, din veniturile proprii, sume de facturate din TVA pentru finanțare cheltuielilor descentralizate, venite de la Direcția Finanțelor Publice. Aici avem 1.560.000 lei. Astfel, 93.000 de lei pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne a beneficiarilor BMG. 83.000 de lei pentru stimulări educaționale, tichete de grădiniță. 25.000 de lei drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale. 4.000 de lei pentru finanțarea rezidenței persoanei. 1.355 de mii de lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personal ai persoanelor cu handicap. Aici vreau să vă spun că necesarul pentru anul 2020 este de 2.000 de lei și am primit de la finanțe 1.355. Tot de la administrația finanțelor publice am primit cote defalcate din impozitul pe venit 2.557 mii lei. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 1.607.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 7.936.000 lei. Tot de la Administrația Finanțelor Publice am primit suma de 935.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor de bază a unităților de învățământ. Bugetul
pentru 2020 se compune din venituri 27.686,41 de mii de lei, cheltuieli 31.046,41 de lei, deficit 3.360 lei, deficit care va fi acoperit din excedentul anilor precedenți. Pe funcționare avem venituri 13.789,83 lei, cheltuieli la fel 13.789,83 lei. Pe secțiune de dezvoltare, venituri 13.896,59 lei, cheltuieli 17.256,56 lei, deficit 3.360. Deci deficitul va fi pe secțiunea de dezvoltare pe care îl vom acoperi din excedent. Pe sursa E avem la partea de venituri 784,70 lei, cheltuieli 1.080,70 lei, deficit 296.000 de lei, la fel, deficitul va fi acoperit din excedentul anilor precedenți. Secțiune de funcționare, atât la venituri cât și la cheltuieli, suma de 717,20 lei. Pe dezvoltare, venituri 67,51, cheltuieli 363,50, deficit 296.000 de lei. Dacă aveți întrebări, domnul Moise, vă rog. Văd aici achiziție măturător stradal, dar e foarte bine, sunt convins că sunt proiectul. Țin minte că prin 2018 am aprobat și cumpărarea unei cositoare pentru tractor, folosită mai mult pentru a curăța pe margini naționale. S-a cumpărat. Sigur că s-a cumpărat. S-a și cosit. Se folosește? Se da. E bine. Așa și mai avem o mașinărie de vopsit pentru marcaje de rutier. S-a cumpărat și aia s-a și marcat. Da? S-a și marcat. De ea s-au făcut toate marcajele de rutier. Da, s-a cumpărat acum de fost și... Sigur, suntem mult mai eficienți, ați spus și am trecut, doar strada Orizontului, o ofertă de la o firmă de specialitate, 60 ceva de mii de lei, doar pe strada Orizontului, și noi am dat, cred că, 32 da, de strada Orizontului, doar strada Orizontului, ne cerea o firmă să plătim asta, cu siguranță. Deci, cu siguranță, suntem... Ar trebui reflăcută. O să ne facem, când ne permite vremea, tot în orașul. Consumați acolo mașinăria înainte de asta, la greu. Da. Așa. Nu am găsit nicăieri, probabil n-am văzut sau nu știu să caut eu, decontarea navetei profesorilor. Nu văd absolut deloc și chiar v-am rugat să aveți în vedere și lucrul ăsta. Văd că pentru multe altele s-au găsit bani. Am alocat bani pentru transportul elevilor din cartierul Brătulești. Da. Datorită, am văzut că și acolo ați postat dumneavoastră organizația PSD, că în urma eforturilor dumneavoastră nu ați avut niciun efort acolo. Inițiativa a fost a mea, ați votat în Consiliul Local transportul elevilor din cartierul Brătulești. Nu avem bani alocați pentru transportul profesorilor, pentru depozitul navetei. Dacă vom ajunge în instanță, vom vedea ce se întâmplă acolo și vom defronta la momentul respectiv. Dar dumneavoastră presupun că faceți naveta tot din bani din nu, presupui nu. Greșit. Presupui greșit. Da. Presupui greșit. Nu e adevărat, dar e banii din buzunarul propriu. Puteți răspunde, da. Așa. Și mașina presupun de tot din buzunarul propriu. Mașina pe mașina. Mașina de servici. Mașina de servici pe timpul serviciului e din... Păi e și naveta tot cu mașina. Nu. Cu comandința mănești. Domnul consilier. Te rog. Deci știu că tu dai dovadă de o... Așa, de o... Deci, dar, te rog frumos să... Spun adevăr. Deci, în jur de ora 18.30, în fața apartamentului de vați din Comănești, mașina era acolo. O fi fost. Am două mașini personale ale mele și ce cu ele. Nu, era de asta, în primărie.
data viitoare te rog să te duci să-i faci o poză și să faci o reclamație. Da? Eu nu poți să stai la mine. Poți să stai la mine acasă și nu, să vedeți. Nu, întâmplător. Ok, întâmplător am trecut. Da? Nu te trebuie. Bun, dacă ai legat de buget, te rog. Dacă ai o altă problemă, fă o reclamație. Nu trebuie, da? Buget, da. Deci, nu întâmplător. Am spus că s-ar putea găsi bani și pentru recontarea proiectului. Găsește, da. Dacă Consiliul Județean ne-a alocat cei 500 și ceva de lini, puneam și pentru treaba asta, a ne-a alocat zero. Da? Uită-te pe anexă și o să o vezi. Domnul primar, pentru spectacolul în mai, da, ți-am spus, a, 0,05% din total buget. Da. Și trebuie să avea și cât este. Este. Cât a putea? Nu știu cât este, e solicitat acolo. Nu știu. 0,05% azi. Eu nu cred. Nu e o sumă enormă. Băi, pare mai mult o... 200.000 de lei pe an, spune doamna Cantatice. 200.000 de lei pe an. Dar știu că este o lege care îi prevede așa ceva. Ca noi, primăria, de să aloci bani pentru decontarea navetei. Deci, care e obligă. Trebuie să aloci bani pentru orice. Acum ne judecăm și cu ei cum ne-a judecat cu noi. Acolo a pierdut și... Dacă aveți o inițiativă, puteți să o faceți. E o discuție, dar faceți de risc cu ce vreți asta, amendament, se pune la vot. Da, deci nu... Da, deci propunerile consilierilor nu prea au favoare. Mulțumesc. Domnul Dreasca, vă rog. De tot vorbim de bugete și de viitor, da. Va juca ca să-i aveți în vedere și cele 3-4 locuințe de la drumul care pleacă la Cărăboaia înspre Dofteana, care nu au canalizare. Am prins acolo de extindere, știu, da. Au venit oameni, au făcut solicitare și mai avem câteva loc. Alea trebuie să le facem din buget local, pentru că nu au fost prins inițial în proiectul de canalizare și mai avem mai multe. Și pe orizontul mai avem câteva probleme. Și școli, primării și așa mai departe. Da, le avem asta tot din bugetul local, trebuie să le... Mai dorește cineva să ia cuvântul? O să votăm bugetul, într-adevăr, dar treaba noastră, fondurile europene pentru Sălătruc, repetor de atâți ani, aș fi curios să văd dacă la ora actuală se va face investiții pentru introducerea gazului la Sălătruc. Am zis că am observat că avem cu persoane care sunt, că a spus că sunt prea puține persoane, nu? Eu am sumă din casă în casă, până la urmă, este lista de cetățeni. Ați văzut lista de investiții? Am văzut-o. Ce scrie acolo? Pe listă, da. Ce scrie acolo? De când e băgat casă trafic? De 4 ani, de când tot deschid discuția cu gazele să vădă. Și rămâne așa. Și cred că va rămâne cu gazele. Gazele ați răpus din 92. Foarte bine. Deci nu-i vorbi degeaba. Păi încă e. Vă rog, doamnă, trebuie că nu că acum am zis să vă încerc aici mai departe. Dar nu, suntem la cetățenul. La solicitarea cetățenului. Dar sunteți supărat că l-a prins în... Nu, foarte bine că am vrut să înțelegem. Dar aș vrea de aia Dumnezeu să-mi văd plăcut. Pentru că Dumnezeu să... Din 90 până acum. Așa, vă rog. Da, domnule, dar s-a făcut și alte lucruri. Dar mă spune că vă rog. Hai să te înținem. Aș veni cu o călătă și o curiozitate ca locuitor a Cărbăneștiului pentru doamna economist. Perioada 2008-2012. Ce investiții au fost în Dărmănești? Și ce buget a avut Dărmăneștiul în perioada aia? Eu pot să vă spun, pot să vă spun din amintirea aceea, să știți că atâta timp, atâta timp cât nu aveam aici agenți economici puternici, merea rafineria, eu știu, Romunionul și așa mai departe, pot să vă spun că erau foarte mulți bani plătiți către bugetul local și s-a făcut ce s-a făcut la vremea respectivă. Ideea este ce facem noi acum, pentru că asta e mai foarte încercat. Campania electorală. Este o curiozitate și, într-adevăr, vrem să vedem ce s-a făcut de 25 de ani în Dărmănești. Păi 4 ani întrebați-l de domnul Zatu, că a fost primar. Chemați-l pe domnul deci primar care a decedat. Eu vă spun ce-am făcut eu și ce-am făcut noi, da? Domnul Mala de 4 ani, da? Dar dacă vrea să răspunzi, trebuie să-i chemi pe ce e primit. A fost tangent. Eu cred că dacă vreți să vedeți ce-am făcut noi în ăștia 4 ani, împreună echipa asta, deschideți ușa din sala de ședință și veți vedea lucrurile pe care noi le-am făcut împreună. De la primii pași făcuți. Undeauna s-a făcut. În centru se zice. Altcineva, dacă vreți să se înscrie la cuvânt? Mai avea o întrebare.
Știu că am aprobat în proședință, am un parc, și construirea unui parc pentru copii, între stadii se mai ia. Era vorba să facem între școală și ANR. Am spus mai devreme, este vorba, eu l-am citit este școală, sigur că s-a terminat proiectarea, este o finanțare pentru UDNE. În perioada imediat următoare se lansează licitația pentru execuție. Cel mai important se numește spațiu verde de tip scoare. Scoare. Eu am spațiu verde de tip scoare, o fost și în cer, un spațiu pe care se vede că e foarte important. Vă mulțumim. Altcineva, dacă mai dorește să-mi scrie la comunitate? Da. Nu mă răspund dacă... A fost organizația cu iluminatul elegi. Nu, vreau să nu zic problema cu iluminatul elegi, tu lasă-l într-un. Foarte bine că ai văzut. Dar bineînțeles. Dar avem atâția zile, când noi nu avem curent. Deci când începe să vadă primarul, știți că v-am mai anunțat. Da, nu pot să stau împotriva naturii. Dar e posibil la transformatorul și ăla trebuie să facă ceva, domnul primar. Rămânem așa, e noapte tot ea. Deci de la capul ăsta, trebuie să vă și până ei. Domnul consilier. Vă rog, vă rog. Deci, da, să... O introducem și diverse, dacă nu, vreți. Nu, nu, nu. Eu am zis să discutăm de sănătate. Vă rog frumos. Ați avut cuvântul, vă rog. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Avizele sunt pe masa dumneavoastră. Avizele le-am pus pe masă. Să le dați de mână în mână, în funcție de cum le... Nu le dați să cum? Da, da, da. Avizele să vădă în mână. Sunt acolo, nu le aveți, sunt? Sunt avizele. Poți să transformatorul la trebuie să sunt buchet. Transformatorul la sălătul trebuie să sunt buchet. Trebuie schimbat. Da, mă, el nu a fost un video. Nu este, domnule, dar ce avem o săptămână de când poia nu mă văză săptămână, domnule. Cum? Nici în poia mă văză săptămână. Păi și atunci ce e? Nu, nu pot să primi nimic. Dar este firul care e autorizat să se schimbe. Să punem la vot punctul numărul 1 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă? Și spus de ce. Bun. Deci cu 15 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 a fost adoptat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor material cu cuantum de 5.000 lei familiei Ilescu Ștefan, cu domiciliu în localitatea Dărănești, strada Luncii numărul 1, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărănești. Domnule primar, da, o scurtă prezentare. Pe data de 1 februarie, știți că în cartierul Josene a avut loc un incendiu devastator. Familia Ilescu Ștefan s-a intervenit acolo de la prima oră, într-o sâmbătă dimineața, cu 5 mașini de pompieri, 2 de la Moinești, 2 de la Comănești, plus mașina de intervenție a noastră, și aveam reușit să salvăm o parte din gospodărie. Alocăm 5.000 de lei pentru materiale, da? Pentru materiale, în așa fel încât să poată familia respectivă, cu ajutorul pe care mai primește de la alte persoane fizice sau juridice, să refacă locuința, să poată locui. Dacă aveți întrebări aici. Aveam o nelămurire. Spuneți. Văd că de fapt un raport spune că cauzele evenimentului probabil ar fi de la centrala termică și într-o parte spune că ar fi un scurt circuit electric. Păi procesele alea sunt date de către ISU, nu de Poate era scurt circuit de la centrală. Deci, mai exact, centrala termică, din ce am înțeles și eu că am fost acolo la eveniment, avea o pompă la un pufă și de la acea pompă a centralei s-a produs un scurt circuit și a luat foc. Da. Dar mai puțin, cred că contează cauza, s-a întâmplat, e un... Da, e o problemă. Supuneți la vot. Supunem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Abțineri. Împotriva.
cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor material în cuantum de 5.000 de lei familiei Ghilescu Ștefan a fost adoptat. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural Nemira, localitatea Dărmănești, strada Chimiei, numărul 148, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Spuneam că acest proiect de hotărâre este o prioritate și vorbim de aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru Centrul Cultural Nemira. Anul trecut, acum 2 ani, noi am achiziționat Casa de Cultură de la Dărmănești și căutăm resurse pentru a putea să o modernizăm și să o punem în circuit. Sigur că am depus cerere de finanțare și la Compania Națională de Investiții. Vineri ar trebui să se dezbată în Comisia Tehnico-Economică și această solicitare a noastră pentru a putea fi prezenți acolo. Vedeți că avem la primul punct documentația tehnico-economică de faza DALI, la articolul 2 indicatorii tehnico-economici și așa mai departe. Le aveți toate datele aici, inclusiv suma care vine de la Compania Națională de Investiții, suma pe care trebuie să o finanțăm din partea UAT-ului și, sigur, cu, dacă o dă Dumnezeu și trecem de această fază, avem drum liber spre a obține finanțare și a repune acest obiectiv pe, nu știu, acolo unde e locul, să zic, pentru că această casă de cultură la Dărmănești a fost la un moment dat cea mai frumoasă, cea mai sonoră de pe Valea Trotușului. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția, reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural Nemira a fost adoptat. Proiectul numărul 4, punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind predarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație prin Compania Națională de Investiții, CNISA, a amplasamentului din strada Chimiei, numărul 148, situat în orașul Dărmănești, județul Bacău, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare și dotare Centrul Cultural Nemira, localitatea Dărmănești, strada Chimiei, numărul 148. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și de Urbanism, inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Spuneam că dacă la primul proiect de hotărâre am aprobat indicatorii și documentația tehnico-economică, la acest proiect de hotărâre noi aprobăm predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții pe baza unui protocol care va fi încheiat ulterior a imobilului Centrul Cultural Nemira. Nemira a compus din suprafața de teren 2979 de metri și sigur că și partea de clădire care are 877 metri pătrați amprentă la sol. Este procedura standard. Dacă trecem de Comisia Tehnico-Economică, dăm și această hotărâre de predare a amplasamentului. Vedeți că la articolul 2 spunem că amplasamentul este liber. Ne aprobăm asigurarea finanțării de către Consiliul Local și ne obligăm să asigurăm în condițiile legii suprații de teren necesare pentru organizarea de șantier. Deci e procedura pe care Compania Națională de Investiții o solicită pentru fiecare obiectiv de genul ăsta finanțat. Practic, noi dăm cele două hotărâri și transmitem la Minister și, așa cum spuneam, sper ca vineri în CTS să putem să trecem și să fie obiectivul nostru, finanțat. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate? 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice a amplasamentului Centrul Cultural Nemira a fost adoptat.
Da. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mulțumesc că ați susținut proiectele pe care le-am promovat, buget și celelalte trei proiecte. Sigur că mi-a dorit tare mult ca fiecare dintre noi, e o perioadă destul de bine, o perioadă destul de grea, o perioadă electorală, fiecare dintre dumneavoastră să vă axați pe ce ați făcut și mai puțin pe populisme și așa mai departe. Aveți toată susținerea mea, solicitați orice fel de date, de informații de la primărie. Veți afla cu siguranță și ce s-a făcut înainte și ce s-a făcut până în mandatul nostru și ce proiecte de viitor avem. Vreau să menționez după dumneavoastră că colegii consilieri de față, indiferent de la ce parte, nu au nicio vină că s-a hotărât soarta Bărbăneștiului așa cu banii. Nu mai ce s-a stabilit, nu au nicio vină. Cumva altcineva fac împărțiri mare cu cinci și... Eu am venit și v-am spus în acea hotărârea Consiliului Județean. Colegii noștri pot doar să facă lobby de Dărbană și cu vorba de noi, de cetățenii noștri. Și să facem lobby pe unde avem ocazia, să ajutăm localitatea. Cu siguranță. Pentru că la noi orice fel de bănuți contează foarte mult. Băcat, inițial în proiectul de hotărâre. Eram pe lege cu 540.000, n-a tăiat numai la Dărmănești, a tăiat la toate orașele. Da? Deci nu e cazul Dărmănești, toate orașele au fost... Ar trebui să se întoarcă. Numai aici s-a început campania, s-a început în altă parte. Vă mulțumesc și... Acte de populism. Am înțeles, dar facem covărați. Vă mulțumim, lucrările ședinței extraordinare s-au încheiat. Vă mulțumim. La urmă, am început de aici.